Deși fructele și legumele tind să nu ocupe un prim loc în alimentația noastră, ele sunt pline de nutrienți. Consumul regulat și echilibrat ajută organismul să fie sănătos și să lupte împotriva factorilor nocivi. Cei mai mulți dintre noi nu îndeplinim recomandările pentru consumul de fructe și legume. Pe lângă faptul că acestea sunt de-a dreptul gustoase, ele aduc și multe beneficii sănătății. Studiile arată că cei care consumă zilnic fructe și legume prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta diferite afecțiuni precum hipertensiune, obezitate, afecțiuni cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. Noi trebuie să oferim organismului toți nutrienții de care el are nevoie. Iar dacă pornim de la ideea că nu ne permitem, cred că lucrul ăsta este foarte mult spus, pentru că toți ne permitem să luăm câte un fruct sau să introducem în alimentația noastră legumele. Da, este, nu știu, foarte ușor și la îndemâna oricui, în momentul de față, găsim tot ce avem nevoie în marketuri, astfel încât să ne facem un stil de viață sănătos, bazat pe fructe, pe legume și trebuie introduse fără doar și poate în alimentația noastră. Iar acest lucru nu poate să ducă decât la o viață sănătoasă, la un corp armonios, la un fizic plăcut, pentru că odată ce ai introdus fructele în micul dejun, deja ai vitamine, ai minerale. Mulți dintre noi nu știm cum să introducem fructele și legumele în meniul zilnic, însă un antrenor personal ne poate ajuta. Ce avem, slavă Domnului, în momentul de față sunt atâtea, eu știu, unde ne putem inspira sau dacă nu îți permiți acest lucru sau, eu știu, sau dacă nu ai timp, da? Uite, de exemplu, vii într-o sală de fitness și atunci apelezi la un antrenor personal care poate să-ți ofere toate informațiile necesare, cum să le introduci, cantitatea necesară introdusă de fructe și legume în alimentația ta. Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății recomandă un consum zilnic de minim 400 de grame de fructe și legume pe zi, care poate ajuta organismul la prevenirea bolilor cronice, cum ar fi bolile de inimă, cancerul, diabetul și obezitatea. Pentru menținerea unui stil de viață sănătos, specialiștii atrag de asemenea atenția asupra importanței activității fizice în viața de zi cu zi. Lipsa activității fizice reprezintă cel de-al patrulea factor de risc important al deceselor la nivel mondial.